Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi o hotărâre cu privire la acreditarea primilor 21 de observatori naționali din partea Asociației Obștești Promolex în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. De obicei, la alegerile parlamentare din țara noastră sunt acreditați sute de observatori naționali și internaționali. Apropo, recent, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, declara la emisiunea Puterea a patra de la postul nostru de televiziune că a primit asistență asigurări din partea partenerilor din Statele Unite și Uniunea Europeană că acest scrutin din 24 februarie va fi monitorizat ca niciodată de atent.